Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei berbeci! Aceasta este etalarea lunii noiembrie pentru toți cei care aveți zodia berbec, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al berbecului. Hai să vedem la ce vă puteți aștepta în luna noiembrie. Vai ce frumos! Ce cărți frumoase au ieșit aici pentru voi, dragii mei berbeci. Uitați! Avem casa întâi, simbolismul acesta foarte personal, care mi-arată că voi vă creșteți, clar, vă creșteți capitalul financiar într-un mod foarte, foarte frumos și foarte benefic pentru voi în luna noiembrie. Dragii mei berbeci, ce înseamnă asta? Faceți mai mulți bani, primiți mai mulți bani. Unii primiți mărire de salar, unii primiți un bonus, alții găsiți o sursă secundară de venit cu care vă suplimentați veniturile. În orice caz, aici se întâmplă lucruri foarte frumoase și foarte benefice pentru voi. La urma urmei a ieșit simbolismul soarelui. A ieșit simbolismul soarelui, deci clar vă merge foarte bine. Asta pentru majoritatea berbecilor. Acum, în altă ordine de idei, o parte dintre berbeci iau o decizie foarte importantă în viața lor în luna noiembrie, și anume decizia de a își lua sănătatea în serios și de a face anumite lucruri astfel încât să vă îmbunătățiți starea de sănătate. Ce faceți ca să vă îmbunătățiți starea de sănătate? Faceți niște schimbări importante în dietă și în alimentație. Mai ales dacă știți că suferiți de mâncat compulsiv sau dacă aveți diverse vicii din astea alimentare, da? Alimentație defectuoasă, mâncați foarte mult când sunteți triști sau când sunteți fericiți, da? Mâncați din acesta emoțional, turbulări de alimentație. Dacă știți că suferiți de așa ceva, dragii mei, luna noiembrie e momentul să vă uitați serios, să faceți o analiză serioasă a vieții voastre, a obiceiurilor voastre și să faceți o schimbare. Pentru că toate schimbările făcute referitor la alimentație, referitor la sănătate sau, de ce nu, pentru unii dintre voi referitor la finanțe, în luna noiembrie sunt foarte, foarte benefice pentru voi. O să aibă doar repercursiuni pozitive și o să vă aducă doar rezultate pozitive în viața voastră. Acum, în ce domeniu al vieții voastre se aplică? Că e în carieră, da, pe partea financiară, că e pe partea de sănătate, asta doar voi știți. În orice caz, să nu vă fie frică, pentru că indiferent ce se întâmplă aici, uitați, totul se termină foarte, foarte bine, foarte, foarte frumos, foarte, foarte benefic pentru voi. Totul se termină cu soarele, totul se termină cu bine. Bun, dragii mei berbeci, dacă asta n-a fost încurajare suficientă, înainte să trecem la partea a doua a etalării voastre, să vedem ce au de spus și cărțile de tarot, o să vă rog să dați un like acestui video până când amestec eu aceste cărți și caut niște mesaje suplimentare pentru voi. Ok, deci nu știu ce a fost cu 9-le și 10-le de săbii, că au ieșit foarte, foarte des în aproape toate etalările pe care le-am făcut până acum. Deci, luna noiembrie e plină de anxietate, de temeri și de frici pentru foarte multe semne zodiacale. Nu știu de ce vă temeți, dragii mei, pentru că, uitați aici, lucrurile se termină cu bine. Da? Orice temeri, orice frici aveți, lucrurile se termină cu bine. Eu înțeleg că luna nu începe în cele mai bune condiții. Văd chestia asta. Luna începe cu energia 10-lui de săbii. Luna nu începe bine. Luna începe cu o trădare sau cu o percepută trădare, da? Că unii dintre voi doar vă simțiți trădați. Unii doar vi se pare că nu vi s-a acordat suficient ajutor. Pentru unii, chiar pe bune, a fost o trădare. Dar pentru unii doar e percepția unei trădări, da? Ceea ce e ok, eu nu vă invalidez aici percepțiile. Nu asta e rolul meu, să vă spun că greșiți, că nu e așa. În niciun caz. Fiecare are dreptul la propriile sale percepții, la propriile sale păreri, iar eu nu o să invalidez părerile nimănui. Indiferent că asta e o trădare explicită sau doar percepută, să-i spunem așa, văd că începutul lunii noiembrie vă pune într-o situație în care trebuie să vă analizați
foarte atent emoțiile și sentimentele. Începutul lunii noiembrie este o perioadă care efectiv vă drenează din punct de vedere emoțional. E o perioadă foarte grea. E o perioadă foarte tristă, foarte încărcată și mental și emoțional și vă simțiți cumva fără vlagă și fără energie, fiindcă constant sunt aici niște gânduri care nu vă dau pace și constant emoțiile voastre fluctuează. Acum vă hotărâți să nu vă mai pese, peste 5 minute iarăși vă enervați. Acum vă hotărâți să nu vă mai gândiți la o persoană, peste 15 minute iarăși vă aduceți aminte de situația sau persoana respectivă. E aici așa o fluctuație foarte mare și tot ce pot să vă recomand este să vă asigurați, mai ales în prima jumătate a lunii noiembrie, că dormiți suficient, că vă odihniți suficient, pentru că aici sunt persoane, situații, circumstanțe din viața voastră care vă drenează de energie. Iar dacă nu dormiți suficient de mult, pe fond emoțional, pe fond mental, da, de durere, de tristețe, de probleme mentale, emoționale aici, riscați să ajungeți la o boală fizică, riscați să vă scadă sistemul imunitar, da? Pentru că atunci când suntem stresați, nervoși, supărați, când avem emoții negative intense, sistemul nostru imunitar scade. Și asta nu o spun eu așa din mintea mea. Asta a fost demonstrat prin studii clinice, da? Prin studii medicale, că nivelul ridicat de stres duce la sistem imunitar scăzut. Vreți să fiți mai sănătoși? Vreți să vă meargă mai bine? Vreți să vă bucurați de fiecare zi și să nu mai fiți în energia asta de flight or fight, în energia asta de supraviețuire, de a, totul e problematic, toată lumea e împotriva mea, nimic nu-mi iese bine? Totul începe cu odihnă, cu repaus. Poate vă luați câteva zile libere de la locul de muncă. Poate plecați într-un scurt concediu. Faceți orice vă stă în putință ca să vă deconectați puțin de sursa voastră cea mai mare de stres. Dacă sursa voastră de stres e la locul de muncă, luați-vă câteva zile de concediu. Dacă sursa voastră de stres este în familie, luați-vă câteva zile și plecați de acasă, da? De concediu în sensul că plec de acasă. Dacă sursa voastră cea mai mare de stres este în relația de cuplu, nu știu, faceți cumva o pauză câteva zile, detașați-vă câteva zile de sursa voastră cea mai mare de stres, calmați-vă, odihniți-vă și pe urmă o să vedeți lucrurile cu alți ochi. O să vedeți lucrurile într-o lumină mai pozitivă și acolo unde în urmă cu câteva zile vedeați doar probleme și doar riscuri, după vreo 4 zile, să zicem așa, de odihnă, de repaus și de detașare, o să vedeți de fapt că se finalizează un ciclu, că ceva trebuia să se termine ca să puteți să intrați într-o etapă mult mai stabilă din viața voastră. Și chiar dacă luna noiembrie începe cu foarte mult stres, finalul lunii vă aduce într-o situație în care vă dați seama de ce ați trecut prin tot stresul ăsta. Și o să vă dați seama că de fapt era cel mai bun lucru posibil pentru voi. Unii finalizați o relație și vă dați seama că e cel mai bun lucru posibil pentru voi. Unii finalizați cu un loc de muncă și vă dați seama că era cel mai bun lucru posibil pentru voi. Unii renunțați la un viciu, unii renunțați la băutură, alții renunțați la țigări, alții renunțați la jocuri de noroc, alții renunțați la gluten, renunțați aici la ceva și vă dați seama că era cel mai bun lucru pentru voi. Dacă luați decizia asta de a renunța la un viciu la începutul lunii noiembrie, atunci e clar de ce prima jumătate a lunii e groaznică pentru voi. E groaznică fiindcă e perioada aia de sevraj, de detașare de vechiurile obiceiuri care erau extrem de toxice pentru voi. Dar pe la mijlocul lunii începeți deja să vedeți beneficiile acestui sacrificiu, că la urma urmei e un sacrificiu. Bun, per total, finalul lunii noiembrie vă vede într-o situație stabilă. Până la finalul lunii noiembrie aveți mai mulți bani. De ce? Că renunțați la viciu, nu mai cheltuiți banii pe chestia aia, aveți mai mulți bani. Alții aveți mai mulți bani. De ce? Că dintr-o dată aveți mai multă energie, vă implicați mai mult la locul de muncă, vă merge mai bine la locul de muncă.
Într-un fel sau altul, până la finalul lunii noiembrie, obțineți mai multă stabilitate în viața voastră. Că e stabilitate fiindcă vă merge mai bine în sănătate, că e stabilitate că vă merge mai bine în carieră, că e stabilitate că în sfârșit v-ați stabilit cu partenerul și partenera și ați ajuns la un echilibru și nu vă mai împungeți constant unul cu altul, nu vă mai certați constant, ci trăiți în armonie și pace. Finalul lunii noiembrie vă vede într-o situație mult, mult mai benefică decât începutul lunii. Și sper că asta e motivare suficientă ca atunci când lucrurile merg foarte greu să nu renunțați și să continuați, să-i dați bătaie și să mergeți mai departe, că vă îndreptați într-o direcție foarte benefică pentru voi, vă îndreptați către foarte multă fericire, foarte multă armonie, foarte mult echilibru și foarte multă abundență din toate punctele de vedere. Bun, dragii mei, și înainte să finalizăm această etalare pentru voi și să scot aici un ultim mesaj pentru berbeci, o să vă rog să îmi lăsați în secțiunea de comentarii dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut ce am avut eu să vă spun, dacă v-ați regăsit sau nu în această etalare, iar dacă n-aveți nimic de transmis, puteți să îmi lăsați acolo doar un simbol, ceva, o inimioară, o floricică, o față zâmbitoare, pentru că mie îmi plac foarte mult mesajele voastre. Eu chiar le citesc pe toate și cu această ocazie vreau să le mulțumesc tuturor celor care își rup câteva secunde din ziua lor ca să-mi facă și mie ziua mai frumoasă cu un mesaj. Vă mulțumesc, dragii mei! Bun, hai să vă dau și eu acum un mesaj, ultimul mesaj pentru berbeci pentru luna noiembrie. Am forța de a face schimbări. Uitați-vă aici la persoana asta. În fiecare zi hotărăște dacă să meargă încolo sau încoace. La fel și voi, în fiecare zi hotărâți. Continuați cu viciu, continuați cu cearta, continuați cu anxietatea, continuați cu durerea, continuați cu gândurile negative și destructive sau nu. E decizia voastră. Este atât de comod să joci rolul de victimă, deoarece întotdeauna altcineva e de vină. Nu mai jucați rolul de victimă. Trebuie să stau pe propriile în picioare și să-mi asum o oarecare responsabilitate. Foarte frumos! Eu n-aș fi putut să sumarizez mai bine mesajul important pentru berbeci pentru luna noiembrie. Vă rog, dragii mei, ieșiți din zona de confort, ieșiți din comoditate, ieșiți din mentalitatea de victimă, fiindcă aveți aici atât de mult potențial pozitiv. Bun, nu uitați să vă abonați canalul meu de YouTube dacă n-ați făcut-o încă, abonarea e gratis, nu vă costă nimic, iar dacă apăsați și pe butonul în formă de clopoțel, ghici ce? O să știți de fiecare dată când public noi materiale pe YouTube. Pentru că pe lângă această rubrică lunară, eu am și o rubrică săptămânală. În fiecare săptămână pregătesc horoscopul pentru voi și cel târziu până luni dimineața la ora 8 găsiți horoscopul pe canalul meu de YouTube ca să ne bem cafeluța împreună luni dimineața, da, să începem săptămâna cu dreptul și să ne meargă bine tuturor. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru atenție și pentru vizionare și nu uitați că vă aștept și în episoadele următoare. Pa, pa!